Să fie vulcanică cu mine și cu minte cu restul. Bine. Da? Sau da, că mi-a îmi asum asta. Sau invers. El în care este o persoană îl parată în anumite situații mai de criză, în momentul în care schimbăm o discuție și trei asta vorbe. Zic, da, adică e și presiunea care o face să poarte așa. Da, măi, dar nu mi-am luat de voi așa fără motiv. A deranjat ceva, înțelegi? Da. Kinga, dar te-ai deranjat pe cineva de-a lungul timpului, așa? Poftim? Tu pe cine ai deranjat de-a lungul timpului? Pe nimeni. Tu, nu, nu, las-o, las-o. Am deranjat pe toți cu prezența mea în această casă. Nu, 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 nu. Pe cine ai deranjat? Cu comportamentul tău, Kinga. Am comportament frumos. Foarte, pe cine ai deranjat în mod direct? De la ea, asta. Poftim? Pe cine ai deranjat în mod direct? Pe cine ai supărat? Hai să vedem dacă recunoaște. Vreau să greșelile, nu doar... Vreau să-ți asumi, spun, gen, am supărat... Am mai supărat și ea. Și acum spune pe ce ai supărat. Da. L-am supărat pe Ionuț. Nu doar pe mine. Nu, în afară de Ionuț, pe cine ai mai supărat? Ai mai dat dovadă de credibilitate încă o dată. Da, tate, mulțumesc. Atât. Ștefania, tu cum ești? Că am văzut că stăteai cam adormită. Uite. Că stă. Sunt gânditoare. Da, am spate deșteaptă și tu și eu, o să mergeți mai departe. Băieți, am întrebat-o pe Ștefania dacă vrea să rămână și mi-a spus că da, e adevărat, Ștefania. Deci vrei să rămâi? Spune-ne ce ai pe suflet în acest moment. Da. Sincer, sunt foarte tristă și supărată și dezamăgită și îngândurată și mi-e dor de el și... Când ați venit toți aici și el nu era printre voi, am început să plâng, mi s-a rupt sufletul. Și eu deja îi simt lipsa de dimineață, de la make-up. E... Nu mai e aici și s-a rupt ceva, s-a rupt tot. Și noi îi simțim. Și noi simțim lipsa, înseamnă că există sentimente între voi. Ștefania, uită-te la mine, dacă mă vezi. Te văd. Wow. Și la mine. Limită. Da. Da. Uite-l pe Cristian. Încă mai. Noi. Of, chiar mi-e foarte dor de el. Păi și ce ai de gând să faci? Ce am de gând să fac? Da. Doar eu știu ce am de gând să fac. Mă gândeam că ai un plan. Și eu. Și vrei să-l împărtășești. Și nu vrei să ne spui? Încă nu te-ai decis, nu? Momentan vreau să rămân în emisiune. Da. Pe parcurs, dacă se schimbă ceva, o să vă comunic. Am înțeles. Au 19 ani, înțelegi? Au 19 ani, asta e toată faza, au 19 ani. Eu tind să cred și simt asta, că nu se va termina povestea da, mea. Da, mă, Doamne ferește, n-am murit, nu s-a întâmplat nimic, Doamne ferește, așa ceva. Adică nu zis nimeni că se termină povestea, da. Doar că e prea devreme pentru voi să faceți sacrificii atât de mari, pentru că aveți 19 ani. Știu, dar în și dragoste... Lucrurile. Ideea e că nici el nu-și dorește ca tu să-l plângi. Păi nu e vorba că-l plâng, că nu s-a dus de tot. Păi asta zic, dar trebuie să fii un pic mai așa happy. Așa sunt eu. Are nevoie probabil o zi, să mai treacă timp, mai... da. Vezi că nu e, nu e sentimentul ăla în care trebuie să obișnuiască cu faptul că dacă mergem acolo sau dacă avem conexiune, el nu e cu toate chestiile astea. Păi da, asta ar trebui să-ți cântărească bine gândul și ce vei să faci în continuare. Dacă poți, teoretic, în emisiunea, dacă rămâi, ar trebui să treci peste asta rapid. Dar nici să se prefacă. Ștefania, te gândești că poate să cunoască alte fete în afară? Da. Și stai cu gândul acolo? Cum și tu poți cunoaște aici alți băieți. Poate nu pe noi, dar poate vine unul care îți rupe capul și... Credeți că el ar cunoaște alte fete în afară? Nu, că ar noi putea pe tine te-am întrebat. Ar putea, nu spune dacă că... ar putea să cunoască alte fete. Dacă stă gândul acolo. Că orice e posibil până la urmă. Credeți că ar putea să facă asta? Eu cred că nu. Cristi e un băiat cu caracter și n-ar face asta. Momentan nu, pe moment nu, dar cu timpul... Ispitele sunt multe lui. Și mai ales că acum Cristi a fost văzut cum e ca băiat. Da. Atrage mult. Și ispitele sunt foarte mari și există șansa să facă asta. Și cum el nu mai e în emisiune, are liber. Are și verde, îți dai seama. Eu cred că o relație la distanță funcționează doar... Dacă iubirea prin e mare. Comunicare. Nu, doar dacă într-adevăr se iubesc foarte nu, mult. Dacă doar relația la distanță nu funcționează. Niciodată. Funcționează. Am trăit iubirea vieții mele cu persoana care o credeam că am fost din copilărie, de la 5 și ani mai am cunoscut. Vorbă cu iubirea la distanță. Ne-am îndrăgostit la 14 ani și am reușit să ne întâlnim la 25 de ani când s-au aliniat toate astrele și am fost la distanță și n-am ajuns nicăieri. Asta a fost experiența ta. Eu am multe cunoștințe, sori mea care au avut o iubire la distanță foarte mare și...
Asta da, pentru că am mai primit atenție din alte părți. Da, da, uite, uite, Natalia, depinde ce moment al relației te afli și dacă ai copii, dacă ești așa mai departe. Nu neapărat, dar uite, ai momente când e supărată sau ai o zi grea. Sau dacă ai ajutor din exterior și te ajută păi să nu simți lipsa atât de mult. Sorin, ascultă, Sorin, eu spun, la distanță funcționează doar dacă este o iubire adevărată. Băi, ideea e că trebuie să fii puternică să treci peste. Adică dar nu dacă să... voi chiar vă înțelegeți, trebuie să luptați pentru relația asta foarte mult. Nu poți să rămâi blocat aici. Adică chiar vă stă și bine împreună. În situație. Vă stă bine, cu drag. Asta nu se discută. Nu, pe bune, da, pe bune le stă bine, chiar îmi place. Da. Ideea e că trebuie să-ți cântărești tu bine situația în care ești. Dacă vă căsătoriți, vă fac o mare reducere. Reduce moca. Moca. Kinga, no offense, dar hai și puțin respect. Da, ca să avem și energie un pic. Când ai discutat cu băieții, eu chiar nu m-am băgat și chiar da, n-am vorbit. Nu m-am băgat. Stau și eu aici frumos. S-a terminat. Kinga, dar de ce ai râs acum? Spune și mie. Sunt prietene bune, deci... De ce ai făcut chestia asta? De ce ai râs, mă? De ce ai râs acum? De ce ai râs când vorbeam cu Ștefan? Dar nu, gen, râs cu... Grații. De ce ați râs? Cam gen sunt drăgușor. Gen. Vorbeam și eu cu băieții o speță cu Ștefania. Vezi, aici e vorba de maturitate. Lasă un pic. Să vorbesc, să vorbim cu ea. Da. Pune-i, Dragoș. Ce s-aude, mă, frate? Kinga, lăsați-ne să vorbim cu Ștefania puțin. Da. Un pic. V-am deranjat pe ceva? Sunt momente în care se vorbesc lucruri serioase. Știi? Și trebuie să arăți da, puțin... Da, dar puțină energie, da, totuși. Atâta de mult ți-a păsat de Ștefania, de colega ta de cameră, pe aerea pe care a plecat Cristi. Lasă să o lămurim, să o... Că trebuie să-ți faci coarne în cap și trebuie să râși non-stop. Și tu, Grațiela, parcă nu erai prietenă cu Kinga. Iar ești prietenă cu Kinga. Iar nu mai ești prietenă cu Kinga. Dar ce-i pasă lui Radu? Nu înțeleg ce-l interesează. Nu, dar nu, frate, pentru că mă interesează de schimbările astea bruște, așa, de suntem, nu suntem, suntem. Ei, Radu, de ce crezi că râde? De ce crezi că râde? Radu, să trag atenție asupra lor. Ce scop? Eu, când am ceva de zis, îi zic, asta nu înseamnă că m-am certat cu ea dacă mi-am dat părerea, dacă a greșit într-un moment. Păi am vorbit când? Ieri cred că am vorbit. Da, dar au fost momente în care... Păi da, și m-a încertat cu ea, ce vrei acum să nu vorbesc nici cu tine că ne-am supărat sau ce? Nu! Acum îți place de ea, e frumoasă, e ok, e fată bună. E fată bună până la gală, lângă gală nu mai e. Kinga, vrei să atragi atenția asupra ta? Nu, vreau să fac puțin energie. Nu, vreau să-și revină ea, de fapt, ea. Păi adune, să ne punem și noi, dacă... Vrei să-ți revii, da? Hai. Acum n-ai nevoie de cardio, să te plimbi sau genoflexiv. Dar nici așa nu e bine. Vă luați aiurea de mine, pe bune? Nu, e vorba că trebuia să o respectăm pe fata asta, să ne lămurim cu ea situația. Am respectat. Da, tu ți-ai pus coarnele în cap. Asta e respectul, pun coarnele în cap? Dar cu cine a respectat? Poate veni să vină cu tine la sală. E ok, ce-am avut am... Hai, am vorbit eu cu ea. Nu vă las voi de ea, lăsați-i ok. Mă, trebuia să în sensul ăla, lasă sau referi și băieții. Băieți, nu vă las de Kinga, dacă am avut, i-am spus în momentul ăsta și poate înțeles. Eu n-am nimic cu Kinga, doar că m-a deranjat faptul. Vorbiți și prost pe deasupra. Cine vorbește prost? Păi, Ștefi, tu vorbești prost, ai vorbit foarte prost. Cum să spui tu mie că a rămas Ionuț și că vreau să vorbesc... Pentru că m-am enervat, că vrei să atenția. Da, dar când vă enervați, când spuneți ceva, gândiți. Păi nu să duceți voi lumii eroare și să-l să uite, acum eu nu știu despre mine. A, fata asta vrăbește mine pentru că sunt singurul băiat. Nu, Kinga, că m-am obținut și în edițiile trecute, tu ai spus că cum ai zis de Sorin și cu alți băieți? În fine, nu stau acum să mă pronunț. Ce-am spus despre alți băieți? Kinga, eu am încredere în mine, să știți. Când a venit okay. Dragoș, a zis că vrei să fii tăticul meu, când a venit, vrei să fii tăticul meu. Când Sorin, dacă voiam să fiu cu Sorin, eram, dar nu vreau eu. Așa sunt eu. Și m-am enervat, n-am mai putut să țin în mine. Eu n-am nimic cu tine, nu ți-am reproșat niciodată nimic, mereu te-am respectat, te-am lăsat să vorbești, mereu ți-am luat apărare dacă a fost ceva, dacă a fost pe bune să îți spun, ți-am spus, dar nu ți-am spus nimic cu răutate, doar că acum discutam și cu acum ei, zice, pentru că zice, am atât de proastă, încât nu vreau să vă stric și vouă. Și încercam să mă calmez și vorbeam cu băieții. Eu nu ți-i inteligent, știe că nu... Da, dar nu trebuie să vorbiți aiurea. Dar uite, eu de Dragoș. Aiurea. Am spus, uite, nu vrei să fii tăticul meu, care e problema? Nu-l duc acasă, nu te iau de bărbat. Și vreau să-i spun cu ce mare și ce urât ești, du-te acasă, mi-ai venit. Eu așa mă comport. Dar poți să spui și așa, că nu e nicio problemă. Nu, eu așa sunt. Dar eu nu am spus cu răutate, dacă vorbeam cu băieții și imediat ai sărit tu să le atragi atenția. Da, faci niște afirmații. Adevărate, nu? Ia, te rog frumos, dezvoltă, Ștefania, chiar vreau să dezvolți.
să-l lămurim și pe, și pe Ionuț că... L-ai plăcut pe Radu, Kinga? Da, l-a plăcut pe Radu, l-am plecat foarte. Îl plăceai pe Sorin? Nu, nu-mi place Sorin. Am și spus la început, deci nu, nu-mi place de Sorin. Nu-ți place de Sorin, toată atenția. Dar între timp am stat atât bine, ce vrei să te vin? Ok, vorbește singur atunci. Ai vrut o explicație de la Ștefania, m-am băgat eu. Dar nu, nu-mi place de Sorin, ea. Ok, dar vrei să... Vorbește singură, fă-ți monologul tău atunci.